Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la emisiunea Actual, în direct aici la TVR Craiova. În această seară am alături de mine o carte care m-a pus pe gânduri. Fata de la capătul cerului, semnată Mișeta în Pușcatu. Cu siguranță vă amintiți pe Mișeta, este o prietenă a TVR Craiova. De ceva timp cochetează cu emisiunea noastră de sâmbătă în familie. Numerolog. Nu mai spun mai multe decât bună seara, Mișeta, și bine ai venit aici la TVR Craiova, plină de emoție, să spunem acest lucru, dar n-ai venit singură. Bună seara, bine v-am găsit. Ai un ajutor aici de seamă și alături de noi se află domnul Alexandru Mogoșanu, managerul de aici, de aproape de noi, de la Radio România Oltenia Craiova. Noi îi spunem Ducu și îmi permit să fim așa cât se poate de naturali în fața telespectatorilor. Mulțumesc frumos, Ducu, pentru că ai acceptat invitația noastră și să încercăm în 25 de minute să deslușim această cărticică. Dacă ne raportăm la tine, Mișeta, și spunem numele Rolog, de așa primul gând ne vine o carte, nu știu, să zicem așa, plină de cifre, da, ceva tehnic, dar tu mi-ai atras atenția și mi-ai spus nu, e altceva, este o poveste frumoasă cu o fetiță, cu o bunică undeva la țărmul mării, asta am înțeles în linii mari? Da, ideea acestei cărți a venit din postările pe care eu le fac pe pagina mea vis-a-vis de vibrația zilei în care ne aflăm. M-am gândit să le strâng într-o cărticică și cum în general cărțile de numerologie sunt foarte tehnice, exact cum ziceai tu, este o carte de numerologie, o carte atipică de numerologie, dacă putem să-i spunem așa. Aceste cifre, aceste vibrații se regăsesc în această carte, doar că sunt legate printr-o poveste. Am încercat să le dau o altă interpretare, să nu fie atât de tehnic și să fie cu întâmplări din viața reală. Cred că a fost poate unul dintre motivele pentru care ai scris acest cuvânt, această prefață. Nu, aia a fost o clipă de rătăcire, nu? Văd aici că la început a fost cuvântul. Până așa am auzit. O primă afirmație, cred că toată lumea este de acord cu aceasta, dar spus sau nespus. Și a trebuit să fie scris. Asta citesc aici, da? Citind această carte, nu știu însă care este motivul pentru care a fost scrisă. Noi vorbeam puțin mai devreme și ziceam că poate această fată de la capătul cerului am fi fiecare dintre noi. Asta să fie? Sau fiecare dintre voi? Dintre noi. Noi, mă uit, da, scuze. Noi femeile. Ok, e o carte, nu știu dacă e o carte. Nu e neapărat ceea ce credem noi despre o carte. Pentru că la bază există acest pretext al numerologiei. Este o modalitate de a prezenta într-un mod mai accesibil, zic eu, numerologia. Pentru că, na, numerologia, până la urmă, cel puțin numerologii spun că este o știință, fiecare crede ce vrea, însă maniera de a prezenta lucrurile privind numerele, sperie pe oricine, nu? Presupun că nici tu nu erai nebunită după matematică la școală, nu? Nici eu n-am fost, Mișeta, cu atât mai puțin, poate probabil, mai puțin, exact, pentru că am mărturisit asta într-o discuție, dar modul de a prezenta o problemă de matematică, nu? Greșesc cu ceva până la urmă, calculul acela este o problemă de matematică, respectă un algoritm, categoric, interpretarea lui înseamnă, de fapt, numerologia, aceasta este scuza sau știu eu modalitatea de a face veridică toată expunerea a numerologilor. Zic scuza numerologilor, nu știu dacă iau nevoie de o scuză, pentru că atunci când ajungi în fața unui numerolog se presupune că știi ceva. Uh-huh. Și de-aia ai mers până acolo. Nu știu dacă vorbim despre o carte, e o poveste. Fiind o poveste, asta clar va atrage. E o modalitate. E rea sau e bună, depinde de fiecare dintre cei care citește. După cum și tu spuneai, fiecare dintre noi ne vom regăsi acolo. Orice carte, și în interiorul acestei cărți există o poveste pe care sper să vă amintească Mișeta, fiecare vede din perspectiva lui lucrurile. Povestea cifrei 3. La un moment dat, fetița face o călătorie. Fetița face o călătorie împreună cu soarele, care este maestru, undeva în Egipt.
Și tocmai ca să-i demonstreze ceea ce înseamnă cifra 3, vibrația cifrei 3, soarele o duce acolo, imaginar evident, unde lucrau mai mulți muncitori, neștiind nimeni la ce. S-a dus fetița să-i întrebe, l-a întrebat pe primul muncitor și acesta îi spune, a întrebat, ce faci? Și el spune, cioplez nenorocita asta de piatră. Al doilea, aceeași întrebare, ce faci, spune, câștig o pâine pentru mine și familia mea. Iar al treilea spune, noi aici construim un templu. Ideea era că făceau exact același lucru, fusese exact aceeași întrebare, doar că erau trei răspunsuri diferite. De ce? În funcție de percepția fiecăruia asupra lucrului pe care îl face. La fel și cu cartea. Acum, cineva o va vedea o carte de numerologie, altcineva o va vedea o carte despre femeie și evoluția femeii, despre iubire, pasiune, fiecare în funcție de percepția lui asupra... De starea în care e atunci când o citește, da. Știu eu, citești diferit aceeași carte dacă ești în mașină, dacă ești pe plajă, dacă ești relaxat. Poate dacă o recitești relaxat, pentru a doua oară sau pentru a treia oară. Sigur că da, categoric. Da. O distanță anumită de timp. Îmi spuneai la un moment dat că tu așa ai conceput această carte ca fiind triplu structurată. Da. Ce vrea să fie, de fapt, acest triplu? Iată cum revenim la trei. Păi și aici suntem tot trei. În general, da. Dacă suntem foarte atenți în trei camere, iartă-mă. În jurul nostru, ne înconjurăm de această cifră. Ne închinăm Sfintei Treimi. Da, este o trinitate în tot ceea ce ne înconjoară. Referitor la carte, este vorba despre trei vârste ale femeii. Trei femei, dacă vrei, da? De fapt, este vorba despre un copil, o fetiță, o femeie adult și o bunică. Citind cartea, nu-ți dai seama care e fetița, care e bunica și care este adultul. La un moment dat, fetița devine bunică, bunica fusese fetiță și... Vreau să spun, de fapt, că în momentele, anumite momente ale vieții, ideal ar fi să apelăm la inocența copilului din noi sau la înțelepciunea bătrânului din noi. Pentru că toate sunt în noi, de fapt. Așa ai perceput ceea ce spune Mișeta? Sincer, doamne, ce-i tu. Dar o să-mi găsesc timp. Eu văd mai degrabă, iată, da, subiectivitatea, da. Cititorului. Mai ales că e o altă viziune. Da. Eu văd mai degrabă ca o carte despre necesitatea permanentă a oricărei persoane de a se transforma în bine. Și zic asta, eu am aminte o strofă a lui Adrian Băunescu, dintr-o poezie dedicată, mi se pare una dintre cele mai frumoase poezii de pe pământ dedicate femeilor, care se încheie așa, de fapt cred că asta e penultima strofă, așa e mama și a fost bunica, așa sunt eu și tot așa voi fi, ce facem noi femeile, nimica, decât curat și uneori copii. E o carte despre femei. La fel de bine, fiecare dintre noi, dar n-aș vrea să-i dau apă la moară, are o componentă feminină, dacă este bărbat, precum și o componentă masculină, în cazul vostru. Proporția lor diferă. Eu o percep ca pe o carte despre o dorită evoluție a femeii. Nu știu dacă Mișeta trece în acest moment prin această evoluție. Sau dacă doar și-o dorește. Cu siguranță însă o recomandă. S-ar putea să și-o recomande și ei. Nu poți să definești o structură a niciunei cărți. Și nu despre asta vorbim aici. Vorbim despre modalitatea de a înțelege lucrurile din trei perspective. Și mă întorc la acest trei, el o să devină obsesiv probabil până la sfârșitul emisiunii. Ci pur și simplu, iată, ea vine să ne spun niște lucruri la care eu nu m-am gândit. A ajuns să enerveze, am văzut-o în emisiunea voastră cu acea a treia planetă de la Soare, toate sunt câte trei. Bun, cum nu neapărat toate sunt câte trei, nu? Există familii monoparentale unde a existat un trei, care nu înseamnă că vorbesc despre familie acum, care nu înseamnă că nu funcționează.
poți citi această carte și mă gândesc ce ar fi dacă ar citi un numerolog. Trebuie vreo să n-am înțeles asta. Domnule Anatol Basar, chiar nu mentorul știe. Tău, nu? Să fi, ai discutat despre carte cu dumnealui? Cum a perceput-o? M-am ferit un pic. Te-ai ferit? Am înțeles. Da. Asta spun și eu. Trebuia cred să-ți pregătim o asemenea surpriză, pricep, să-l fi avut prin telefon. Dar m-am documentat. Vrând nevrând, nu puteam să vin aici să nu știu despre ce vorbesc. Nu știu dacă un numerolog ar accepta această modalitate. Pentru că, iată, ziceam în deschidere, numerologia e o știință. La un minut după aceea ziceam interpretarea pe care o dai, ori interpretarea nu mai ține de știință. Da. Mi-a adus aminte de Anatol Basarab, pe care îl cunosc și care dă niște interpretări extrem de sucite la aproape tot ceea ce spui. Nu poți să zici că nu e așa. Ceea ce nu înseamnă că ele sunt rele. Rele sau am greșite. Spus că sunt sucite. Da. Cred că dacă un numerolog ar citi această carte, ar spune că această carte nu are ce căuta în lumea numerologiei. Nu e, da. N-ar vedea-o așa. Dacă o persoană îndrăgostită ar citi această carte, zice că e ceva prea simplu ca să fie vorba. Dacă o bunică ar citi această carte, ar zice că bunicile au un complex de trăiri și de sentimente și de idei care n-au putut fi transpuse acolo. Dacă un copil ar citi această carte, s-ar mulțumi să vadă o plajă și o bicicletă. Dacă un adult ar citi această carte, poate nici n-ar citi-o. La ce folosește? Avem, din ce am înțeles acolo, o poveste legată și de un castel. Spune-ne mai multe, te rog, Mișeta. Asta este, poate, principalul motiv, da? Cu asta începe, cu asta se termină. Se construiește un castel în interiorul fetiței, pe plaja pe care ea stă de vorbă cu mentorul ei. La sfârșitul poveștii, acesta îi prezintă castelul, o plimbă prin toate încăperile castelului, fiecare încăpere are farmecul ei, are magia ei, unele sunt mai luminate, altele sunt mai întunecate, pentru ca la final, când deschide ochii fetița, să vadă că a dispărut castelul. Castelul, de fapt, era în interiorul ei, cum, de fapt, e în interiorul fiecăruia dintre noi. Este vorba de evoluția fetiței, care acum deja este femeie, la finalul cărții. Fiecare își găsește, la un moment dat, capătul cerului, prin impunerea unor limite. Limitele care singur le depășim, le facem mai aproape, mai departe. Fiecare, după cum putem, ni le punem. Despre asta este vorba vis-a-vis de castel. Tu ai un castel de nisip în tine? Că nu neapărat trebuie să fie de nisip. Ai un castel? Cred că da. Ok, cine crezi că l-a clădit? Păi cine? Normal că fiecare dintre noi. Bun, dar cineva a trebuit să contribuie. Păi acum să ne spună Mișeta, în cazul fetiței sau în cazul ei. Mă, tu n-ai citit cartea. Păi, nu citit cartea, îmi dau cu presupusul. Dar sunt foarte curioasă. Este interpretarea fiecăruia, repet, da. Castelul din mine mi-l construiesc singur, e vorba de un vis. Castelul din tine la fel, din tine la fel, chiar dacă nu ești femeie. Al meu e ușor mai ruinat. Fiecare cu visul lui, da. Fiecare, exact cum spuneam, cu limitele lui. Cu cât ne punem idealuri mai înalte, cu atât ridicăm standardul și facem castelul mai... Al tău? Care este? Care este castelul meu? Castelul tău? Uite-l! Iată, te gândeai, nu știu, în urmă cu ceva ani că vei ajunge să scrii o carte? Nu. Am fost foarte motivată în ultima perioadă, am mai încercat să scriu, dar nu am publicat niciodată. Acum, ce te-a determinat până la urmă să faci pasul? O să descoperim în carte. A, descoperim în carte. Da. Din nou ne face curioase. Curioși până la urmă. Pe noi toți, Mișeta. Fiecare dintre noi trebuie să găsim la un moment dat, exact cum zicea Ducu, momentul în care nu în care începe, pentru că evoluția începe din primii ani, în care conștientizăm
că vrem să avem o evoluție, că muncim în direcția asta și că facem eforturi, pentru că nu e chiar simplu, adică trebuie să ieși un pic din zona de confort, trebuie să renunți la anumite lucruri pentru a da voie altor lucruri să-și facă loc în viața ta, dar altfel nu există evoluție. Știi despre ce e vorba, de fapt, ce cred eu, ce nu înțeleg din cartea asta, pentru că nu, chiar nu are legătură cu cartea acum. Na, nu vorbim numai despre că nu putem vorbi numai despre o carte o jumătate de oră. Vorbim despre evoluție și vorbim despre... Încerc să răspund la o întrebare care nu mi s-a pus, pe care nu mi-ai pus-o tu. S-ar putea să fii un hoț foarte bun, un hoț de buzunare. Trebuie să încerci. Dacă ești prins... N-ai fost un hoț, nu ești bun pentru asta. Dar până nu încerci, adică nu vorbim aici, eu am avut o discuție cu Mișeta înainte de această emisiune și am întrebat-o direct. Mișeta, tu crezi că dacă scrii o carte, e scriitor? Și acum răspunde. Nu, în niciun caz, nu. Deci nici măcar nu se pune problema. Eu am scris trei. Oricum, apropo de titulatură, am zis Mișeta, împușcat un numerolog. Da. Foarte m-am gândit o secundă să trec acolo scriitor. Adică... Nu. Asta nu e pentru Mișeta. Poate. Sau pentru voi cei de aici din platou. Nu. Asta e pentru cei care ar putea avea o imagine greșită. Presupun că nu e nimeni care să nu fie auzit de Marin Preda. De acolo Sadovean, nu de... Nu, bun. Nu, în niciun Suntem caz. Într-o altă lume. Nu. Eu am zis, nu am scris, este... Sunt ideile mele prinse într-o carte, prinse, dacă vrei, duse un pic la o editură, puteam să le facem și așa, să le dăm să le citească cineva. Nu... Dar ți-ai dorit totuși să aibă un format, să zicem, exact, clasic, pentru mine, da? Copertă, cu... Exact. Iată, cu prefață, cu... Nu înseamnă că sunt scriitor. Bun, cum nu înseamnă că sunt scriitor, nu înseamnă că avem cititori. Că, de fapt, și nu ai cărții ei. În general. Vor fi cu atât mai puțin. Targetul e din... Știm ce am vorbit până acum și targetul e restrâns. Calitatea nu putem decide noi. O iau de la început și spun că fiecare decide în momentul în care citește. Prins pe cineva extrem de pretențios, într-un moment foarte bun, în care el este extraordinar de generos și domnule, pozitiv și... Cite o carte extraordinară. Da. O iei, o citești, tu ești foarte supărat atunci. Și zici, domnule... Cum e posibil ce ai avut omul ăla în clipa aia minte? Deci totul depinde tot de starea noastră, a fiecăruia dintre noi. În general, de tot ce facem. Dar noi vorbeam de cititori. Uh-huh. Nu știu câtă lume... Și eu nu spun că lumea nu citește. Lumea citește de pe un alt suport. Cartea este o modalitate de a avea tu o recunoaștere directă, de a avea un feedback. Pui cartea acolo pe masă, în sufrageria ta, și pleacă toți la culcare, rămâi tu. Și când te uiți la ea, te uiți la tine. Da. Eu spun ce am făcut eu. Și nu pot să cred. Am făcut eu așa ceva? Deci asta e a mea? Da, este, da. Știi? Este un sentiment. Mă, cum e proastă? Bă, e proastă, da. Dar e a mea. Știi? E a mea. Știi ce copilul frumos fluieră, da, exact. Copilul tău, și al nostru sparge geamuri într-un mod exact, absolut. Exact, cartea mea. Aici e, de fapt, bun. Vezi, faci o sculptură. Nu reprezintă nimic pentru nimeni. Dar pentru tine să este... Să fim serioși. Pentru că tu știi ce ai pus acolo. Exact, da. Nu poți să, știi, se zice, bună, cu scuzele de rigoare, trecem un pic la scriitori. Se zice că niciodată, sau în peste 80% din cazuri, când citesc critice, ce au scris criticii despre ei, scriitorii rămân șocați. Pentru că ei nu s-au gândit nicio clipă să transmită acele lucruri. Tot ce au interpretat. Iată că este exact ceea ce vorbim. Da. De ce cititori? Și de unde? Mă mai întorc la Târgul de Carte Gaudeamus, Radio România, slavă Domnului, atât de mediatizat și de voi, de noi, cu atât mai mult. Timpul și lumea s-au strâmtat. Oamenii ar vrea să facă simultan foarte multe lucruri. Iată. Mișeta a scris acolo despre dragoste, despre evoluția femeii, despre numerologie. De ce toate? Nu știu dacă ea s-a prins sau nu.
A făcut-o probabil involuntar. Da? Imaginați-vă o bucătărie a zilelor noastre în care trei persoane stau la masă, într-o parte merge televizorul, într-o parte radio, toți trei au telefoanele, să zicem că pe masă e și un ziar, oamenii ăștia fac toate aceste lucruri odată. Da. Toată lumea m-a întrebat, când am scos eu prima carte Pila, primul volum Pila, dacă sunt ușor nebun. Bun, să profităm de ocazie să recunoaștem. Da, sunt, dar nu are legătură cu carte. Pentru că toți au zis, dom'le, cine va citi? Și acum întorc la imaginea aia cu tine în sufragerie după ce se odihnește. Dom'le, nu citește nimeni, dar nu asta contează. Pe Facebook feedback-ul este imediat. Mm-hmm. Într-o oră ai văzut că ai făcut 20 de like-uri sau 200. Lumea amestecată, pentru că de regulă prietenii tăi de pe Facebook nu-i alegi. Adică nu te uiți, primul să-ți de prieteni, te uiți un pic la moacă lui. Cazul vostru parcă nu s-ar da la mine, cazul meu parcă e un tip care ar avea simțul umorului. Da, clic. Și așa ai făcut 1000 de prieteni. Din ăștia 1000 de prieteni, îți spun că ei sunt amestecați. Dacă feedback-ul e de 200, această proporție te face să începi să crezi că nu faci un lucru rău. Și dacă asta se repetă vreme de câteva zile, confirmările îți vin. Asta zice și ea că a primit. Da. Bun, eu am primit aceste confirmări. Da. Da, de pe Facebook. Ce ai zis? De ce să nu fie, iată, da, așa... Voi sunteți mai tinere, dar nu sunt senil și nu e de unde am plecat. Am plecat de la faptul că lumea nu citește. Bun, lumea nu citește și în special tinerii, că despre asta e vorba, da? Și lumea nu pleacă de acasă să ia o anume carte. Adică asta se întâmplă în facultate. Bă, am nevoie să citesc, dar n-am găsit la bibliotecă, deși, atenție ce am spus, ideea e biblioteca, pentru că nimeni... Știi, mai ales acum, bă, de ce să cumpăr eu o carte când e la bibliotecă? Ce nu e rău să gândești așa. Iar tine nu citesc pentru că nu li se oferă, unu, ce citesc ei, ce ar vrei să citească în ritmul în care ar vrei să citească, și doi, pentru că li se oferă un asemenea suport. De ce să iau o carte după mine când am un telefon în care am un... Hai să ne întoarcem în timp pe vremea mea. Am un casetofon, am un magnetofon, am un aparat de fotografiat, am o bibliotecă, am o cameră de filmat, am o colecție de filme, am ce nu e într-un telefon? Pentru că ne place să simțim concret această, corect, nu știu, trebuie stare, să această scrie. Carte, să se scrie și pentru că sunt oameni extraordinari care au idei și nu vor doar așa să se scurgă sau să rămână undeva în online, ci vor să le publice. Eu vă mulțumesc mult de tot, s-au dus cele 25 de minute, să nu uităm să invităm pe cei de acasă, joi, da? Miercuri, pe 6, la ora 6, după amiază. Da? Este o lansare atipică. Exact cum este și cartea. M-a ajutat foarte mult Maria, prietena mea, soția domnului. Ea s-a ocupat de lansare. Este total diferit, da. Vă invit. Mulțumim. Și detaliile sunt pe Facebook. Detaliile sunt acolo sunt online. Pe Facebook, da. Felicitări încă o dată. Mulțumesc, o seară frumoasă în continuare, dragi prieteni. Rămâneți în actualitate, rămâneți alături de programele de aici, de la TVR Craiova. O seară bună. Ai văzut cum s-au dus 25 de minute?